Bă, mai rău decât să te tai cu flexul e... Bună seara! Bă, din cauza vremii o să facem un vlog direct din casă. Plouă foarte rău, nu suntem afară. Îți amești picioarele. Tocmai am călcat într-o boltoacă. Deci, hai acasă. Gata, bă, băieți. Mi-am întors acasă. Vreau să facem un clip afară, dar plouă extrem de rău. Și na, am zis să filmăm în casă pentru că este mult mai bine. Și probabil mulți v-ați întrebat cum m-am apucat de treabă, cum m-am apucat de sudură, care este viața mea, cum am început toată treaba, unde pasiunea pentru mașini. Am primit o grămadă de întrebări de genul. Bă, și astăzi o să abordăm acest subiect și na, sper să fiți aici până la sfârșitul clipului, pentru că trebuie să auziți multe chestii. Așa. Deci, în primul rând, pentru cine nu mă cunoaște, mă cheamă Daniel, lucrez la Costa Des, am 24 de ani, sunt sudor de profesie, studiez TIG sau VIG, cum mi se mai zice. În trecut am mai studiat și MIGMAG, am lucrat la mai multe firme pe post de sudor și iată că, într-un final, m-am așezat cumva undeva la locul lui, mai exact la Costa Des. De ce am ales echipa asta? Bă, sunt multe motive, pot să vă zic doar atât că am ales Costa Des și aleg să lucrez la ei, în primul rând pentru vibe-ul pozitiv oferit de echipă zi de zi. Îmi face mare plăcere să lucrez cu oameni X. Probabil dacă nu erau ei acolo, probabil nu mai lucram acolo. Deci cumva contează foarte mult să facă plăcere cu cine lucrezi. În al doilea rând, îmi place ceea ce fac, îmi place că fac mașini și am combinat utilul cu plăcutul. Îmi place să sudez și îmi plac și mașinile. Să vă zic în primul rând cum am început să sudez. Eram undeva în clasa 12 și la un moment dat au venit niște băieți de la o fabrică și ne-a zis că, bă, știți, ați vrea să vă angajați pe post de sudori, plăcătuși, la la la, la o firmă autorizată internațional, unde o să vă facem și o calificare și, bă, pe moment totul a apărut, adică a fost așa de moment. Am zis, hai mă să încerc, doar că trebuie să termin cele 12 clase, așa că m-am angajat la o firmă de asigurări, am lucrat 2 săptămâni. Nu mi-a plăcut să stau la birou, să stau jos, să stau în fața unui calculator. Mi s-a părut foarte plictisitor. Și, na, am zis, bă, asta nu e de mine. Când am terminat clasa 12, mama mi-a zis, bă, ție nu ți-a plăcut la birou, la modul să... Adică nu ți-a plăcut să stai jos, să stai curat, să... Dar acolo crezi că o să-ți placă, o să... te atragă treaba asta cu sudura, că na, totuși e destul de periculos, că trebuie să tai flexul, trebuie... Și zic, bă, mamă, nu știu cum o să fie, ideea e că mie îmi place să lucrez la mașini și am nevoie de bani. Tocmai de asta nu mai vreau să vă cer vouă chiar atât de mulți bani și m-am apucat de treabă. Am ajuns la fabrică, 2 săptămâni au ținut într-o magazie unde sudam la rece. Erau câțiva oameni pe acolo care ne speriau destul de tare, la modul, bă, mai rău decât să te tai cu flexul e, na, să mori, știi, la modul ăsta. Din păcate, din 20 câți am ajuns acolo, am rămas cam 12 și din 12 când am intrat pe hală după 2 săptămâni, 3 săptămâni, am rămas 8. Am lucrat acolo cam vreo 2 ani jumate, la început, ca să zic așa, primele 2 luni, nu-mi plăcea ceea ce fac, adică la modul nu-mi plăcea chiar atât de mult. Ziceam, bă, sunt aici la fabrică și sudez că na, am nevoie de bani. Practic așa am apucat de muncă. Cu timpul, lucrând și lucrând, a început să-mi placă ceea ce fac. Bă, și eu vă dau un sfat în viață, trebuie să faci ceea ce îți place. La început, poate nu am fost chiar atât de atras, dar cu timpul a început să-mi placă din ce în ce în ce mai mult. Și până la un punct când după ceva vreme m-am săturat și am zis, bă, m-am săturat să stau murdar, să lucrez atâtea ore, 3 schimburi, totuși vreau și eu să ies afară, seara, că lucrând și schimbul 3, vara era destul de nașpa, hai că iarna mai cum, hai că e frig, mai toată lumea stă în casă, dar vara când toată lumea ieșea afară, eu trebuia să mă duc la muncă, asta nu prea îmi convenea și am zis, hai mă să încerc altceva. Așa că m-am băgat pe taxiu, bine, n-am făcut foarte mult taximetrie, cred că am făcut undeva la 6 luni și m-am lăsat din cauza că, na, am rămas fără permis, am fost neatent, s-a luat permisul pentru neacordare de prioritate la pieton. Bine, prima dată am greșit, din fericire n-am lovit pe nimeni, dar a doua oară mi s-a luat permisul pe degeaba, așa că, na,
Am zis, bă, a doua oară, deci nu e de mine treaba asta. Ce am zis, hai mă, că revin la ce îmi place, adică sudor. Eu am trecut, mai lucrasem la cineva tot așa sudor, la un băiat din București, la un service, dar nu m-am integrat în colectivul respectiv. Adică n-am putut să mă integrez, nu a fost de mine acolo și na. M-am întors la fabrică după ce am rămas fără permis, m-au primit oamenii de acolo și le mulțumesc foarte mult. Acolo, practic, am învățat să sudez și am mai lucrat la ei două săptămâni și am zis, băi, e destul de greu să duci la muncă la 5 dimineața, fără mașină, prin frig, prin astea, voi vedea ce-i faci la momentul respectiv. Am stat acasă, am două săptămâni, am luat permisul și după m-am dus undeva pe Colentina să mă angajez, adică pe post de sudor la cineva, la un nene, să zic așa. Ei bine, acolo mi se oferise un salariu extrem de mare. Mamă, eram mega fericit. Cred că undeva la 4500 de lei pe lună de început. Vă dați seama, puști aproape 1000 de euro salariu în România, e destul de bine. Bine, asta după ce am dat o probă, ai zis că îmi dă 45 de milioane și în timp salariul poate să crească până la 9000 de lei, ai zis că poate el să dea maxim. Bă, din păcate acolo n-am rezistat mai mult de 4 ore, m-am certat eu cu un băiat de acolo. Bine, eram doar eu cu el, ne-am certat și pur și simplu mi-am luat mănușile, le-am aruncat, le-am înjurat pe tipul respectiv. Îmi pare rău acum că, na, am înjurat, dar m-a jignit destul de rău și a trebuit să-l înjur. Na, ăsta sunt. Am plecat de acolo și întâmplător am primit de la un prieten de-al meu un post că cineva angajează la un service. Îmi dăduse un tag. Am intrat acolo și băieții de la coastă, într-adevăr, căutau un sudor. Un sudor, un ucenic și un mecanic, parcă. Le-am dat un mesaj și mi-a zis să le dau un mail. Și am zis, bă, ok, nu e chiar așa. Cu mail-uri, cu astea, nu, că stau să-mi bat capul. Și am zis, bă, dacă tot așa sunt aproape, hai să mă duc repede până la băieți, că e altceva când vede omul că îți dai interesul să ajungi tu la ei, adică nu, stai că le dau un mail și dacă răspund bine, dacă nu, iarăși bine. Și cum aveam nevoie de bani și, na. Și am zis, hai mă să încerc. Am ajuns la serviciul Costa de Est, le-am dat, adică i-am dat un mesaj și, na, nu știu, totul s-a legat destul de frumos. S-a legat o prietenie adevărată între noi acolo. Îmi place că lucrez cu mașini, îmi place că lucrez cu oamenii de acolo. Nu știu ce să mai zic. În caz că nu știți, am 24 de ani, m-am apucat de sudură undeva la 19 ani, exact când am ieșit din clasa 12, am terminat clasa 12 și da, am fac aproape 6 ani de sudură. Nu pot să zic că vin dintr-o familie foarte bogată, am avut unele probleme în familie, asta m-a făcut să doresc să muncesc. Acum nu pot să zic că mi-a lipsit ceva, că mama a făcut toate, adică mama s-a chinuit destul de mult să îmi ofere toate, adică tot ce îmi doresc și îi mulțumesc foarte mult. Deci mama, dacă vezi clipul ăsta, vreau să știi că îți mulțumesc foarte mult și te iubesc. Și, na, în viață, cumva trebuie să faci ceva tu, am învățat asta cu timpul și sper ca pe viitor să iasă, adică să fac și eu ceva la rândul meu. Am un băiat care trebuie să facă anul, face un an, mie tot nu vine să cred și mulțumesc soției mele că mereu e alături de mine și mă încurajează cu tot, adică tot ceea ce fac și mereu mă ridică când sunt cu moralul căzut la pământ și na. E foarte bine să aveți pe cineva lângă voi. Da. Deci asta este o scurtă povestire din viața lui Daniel Tox. Dacă vă place clipul ăsta, trebuie să dați aici un like și să lăsați în comentarii dacă vreți să vedeți, să facem o poveste, adică toată povestea capadă de când am fost mic până când am crescut. I-am pus o secțiune de întrebări pe Instagram unde voi ați întrebat anumite chestii.
ce vreți să știți. Și acum o să răspundem la acele întrebări. Deci, hai să vedem. Așa. Deci, Stoica Matei mă întreabă, când ai apucat de sudură, ai vrut de la început să faci evacuări? Băi, sincer nu. La început, cum am zis mai devreme, m-am apucat de sudat doar pentru bani. Cu timpul am zis că cineva trebuie să facă evacuări, pentru că eu am avut probleme cu mașina și nu găseam niciodată pe nimeni să-mi facă tobele la mașină. Și i-am zis, cu toate că sunt foarte mulți, la vremea respectivă n-aveam atâtea cunoștințe și idei, nu mă cunoșteam cu atâta lume. Acum, da, sunt foarte mulți băieți sudori în România și salut pe toți băieții care chiar fac treabă. Bravo, băieți, să vă țineți de treabă în continuare. Așa mai învăț eu de la voi. Așa. Trecem la următoarea întrebare. Dănuț mă întreabă, ce mașină ai de gând să-ți mai iei? Bă, în momentul de față acum, momentan, nu mă gândesc la nicio mașină. În 2021 vreau să încep un nou proiect cu o nouă mașină, mai exact o mașină de drift. Deci, cumva, anul viitor sper să fie fix ce trebuie. Anul ăsta nu prea a fost prea ok din punct de vedere financiar. A fost, na, mai așa, mai slăbuț. Dar a fost bun, a fost un an familiar, ca să zic așa. Deci putem să trecem la următoarea întrebare. Denis 999 mă întreabă, cum te-ai apucat de sudură? Deci, cum am zis mai devreme, m-am apucat de sudură pentru bani. Adică n-a fost de la început un hobby. Deci, na. Încă cineva mă întreabă cum am apucat de sudură. Așa. Așa. Hai să vedem pe aici. Uite aici, o întrebare mișoară de tot. Codruț mă întreabă, câte BMW E36 ai avut în total? Băi, sincer să fiu, am avut cam vreo 7 E36. Am luat permisul la 19 ani. Și imediat, acum o să vă arăt aici niște poze cu mașinile. Haide! Deci, astea au fost mașinile, am ținut foarte mult la fiecare, m-am distrat cu ele, toate. Hai să trecem la următoarea întrebare, să zic. Se câștigă bine din ceea ce faci? Aproximativ o sumă de plăcut, se vede mult că îți place. Băi, într-adevăr, îmi place foarte mult ceea ce fac, îmi place că fac evacuări, îmi place că lucrez la serviciul respectiv unde lucrez la Costa de mai exact, dar... Bine, îmi place foarte mult să sudez. Acum orice e de sudat, mie îmi place extrem de mult. De câștigat bine,
nu pot să zic că se câștigă foarte bine în România. În afară sunt alte salarii. Dacă vrei să mergi pe meseria de sudor, îți recomand să mergi în afară. Bă, uitați aici o întrebare foarte bună. Cine te-a influențat să te apuci de YouTube? Băi, de YouTube m-a influențat să mă apuc un băiat, Ion Coță, un prieten de-al nostru de la coastă, și mulțumesc foarte mult. El mi-a zis, bă, uite, ai un telefon destul de ok, de ce nu te apuci să filmezi ceea ce faci, că totuși faci ceva destul de șmecher. Nu poți să zici că... Și pe YouTube nu găsești pe toată lumea care să-ți arate cum să faci o evacuare, să-ți arate unghiurile și, na, totuși ar trebui, bă, știi că nu, că încearcă și până la urmă am pus un clip și de acolo a plecat totul. Succesul primului clip, succesul, vorba mea. Deci mulțumesc, Coță, încă o dată pentru influențarea ta de a mă apuca de YouTube. Cosmin, frizerul, mă întreabă cum a început pasiunea pentru mașini și sudat. Băi, pasiunea pentru mașini, cred că am avut-o cu toții de mici. Bine, toți posesorii de mașini nebuni, adică toți nebuni, ca să zic așa. Am avut-o de mici și eu, în primul rând, am avut pasiunea asta de mic. Îmi plăceau foarte mult mașinuțele, probabil și vouă la fel. Dar adevărata pasiune a plecat undeva, adică de la mine, cred că pe la 13-14 ani, a fost o nebunie în capul meu când vedeam un băiat unde stăteam eu, aveam un E36 și dădea în fiecare seară cerculețe și chestii, și de acolo am zis, mamă, dar asta trebuie să-mi iau. Așa că la 16 ani, bine, aproape de 17 ani, mi-am luat primul E36 și de acolo a plecat nebunia. Și ușor, ușor am devenit un obsedat de mașini. Ce să faci? Dragoștintă mă întreabă unde este E60-ul. Băi, E60-ul momentan este în parcare. Așteaptă să îl ducem la colantare. Deci o să facem o culoare mega șmecheră. Și mașina când o să iasă o să fie haos de șmecher. Deci trebuie să vedeți neapărat. Deci mă întreabă aici un băiat, de ce pisica e mașina ta de suflet? Bă, E36, nu știu, v-am zis, de la 13-14 ani a plecat nebunia cu gândul de a-mi face, adică de a-mi lua un E36 strict să omor la el, să dau omorul ăla de chinuială, să dau burnout, să fac cerculețe. Și e greu până îți iei primul E36, că după aia nu mai poți să te desparți de el. De ce cu asta de est și nu altă echipă? Deci, cum am zis și mai devreme, echipa asta merită tot respectul, în primul rând pentru susținerea pe care mi-o oferă. Toată echipa, adică toți din echipă mă susțin cât pot ei de mult. Și acolo deja este o frăție, o prietenie, nu știu, na, probabil ar mai fi și în altă parte, dar greu să te atașezi așa, adică nu poți să te atașezi de oameni chiar atât de repede. Ce mașină te gândești să-ți iei pe viitor? Bă, pe viitor, la un moment dat trebuie să-mi iau neapărat o mașină de familie, adică aia nu o să vadă absolut nicio modificare, poate o jantă și atâta, maxim o schimbare de culoare. Dar ce aș vrea? Aș vrea un X5, un E70, mașină de familie, fără nicio modificare. Cea mai șmecheră mașină pe care ai avut-o? Bă, cea mai șmecheră mașină pe care am avut-o a fost aceste 36 de aici, cu motor de 2.5. Bă, motorul ăsta trăgea haos de tare, blocan era proaspăt vopsit, suspensie reglabilă față-spate, deci mașina asta a fost haos de șmecheră, dar din păcate am vândut-o și acum regret că am vândut-o, s-a dezmembrat și am o poză cu ea așa în gheară. Deci, astea au fost întrebările voastre puse pe Instagram.
o parte din ele, multe s-au repetat, dar am ales să răspund la cele mai ok. Deci, dacă vreți să vedeți un clip de genul toată viața capadă, viața mea, trebuie să scrieți chiar acum în secțiunea de comentarii și dacă facem 5.000 de like-uri la clipul ăsta, o să facem un clip super șmecher, filmat undeva Bahaos, cu viață, cu scenariu, cu tot ce trebuie, ca să vedeți fix cum s-a întâmplat totul. Deci, aici găsim niște clipuri cu mașini și aici pot să dai un subscribe. Ciao!